Se anunță neprietenoasă în această mini-vacanță de 1 decembrie. Va ploua în sudul țării, iar spre weekend ploile se vor extinde în aproape toată țara. Veștile mai bune pentru cei care merg la munte vor fi. Vor avea parte de zăpadă și temperaturi ridicate, dar nu vor putea schia. Burniță și ploi cu maxim 6 grade. Asta așteaptă pe cei care locuiesc în sudul țării începând de săptămâna viitoare. În centru, vremea va fi bună, iar temperaturile vor ajunge la 10-11 grade Celsius. Și pe litoral va fi mai cald, 9 grade Celsius. Pe măsură ce ne apropiem de mini-vacanță, fenomenele meteo se vor accentua. Începând cu 1 decembrie, situația se schimbă puțin, pentru că ponderea precipitațiilor va fi mai mare în partea de sud-vest a țării, într-o primă fază, chiar pe 1 decembrie. Și zone vizate de precipitații vor fi în primul rând cele sudice, sud-vestice, sud-estice și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Până spre finalul săptămânii ne așteptăm la precipitații în aproape toate zonele țării, însă sâmbătă, duminică, probabilitatea ca acestea să fie prezente pe arii extinse va fi destul de mică. Va cădea și Lapoviță. Vestea bună este că la munte va ninge. Se vor bucura de zăpadă, dar din păcate vor fi și unele intensificări ale vântului, însă acestea vor fi mai susținute în masivele vestice ale Carpaților meridionali și aici mă refer la zona stațiunilor Rânca, Straja, astfel încât zăpada va fi viscolită sau spulberată. Pasionații de sporturi vor fi deocamdată dezamăgiți, deși va fi zăpadă, nu se va putea schia.